Bun găsit, stimați telespectatori. Iată, domnul Matei Catrinoiu este invitatul nostru și al dumneavoastră de această dată. L-am invitat că eu a și trecut campania care, iată, ne-a reținut un pic atenția în plan politic. Acum PNCCD-ul, pentru că sunteți președintele acestui partid la nivel local, strânge rândurile și vom începe cu politica, chiar dacă eu aș fi vrut poate să începem cu sportul, că avem de ce să ne mândrim și ce să lăudăm acum. Bună seara, dumneavoastră, și telespectatorilor dumneavoastră. Evident că toate lucrurile bune se adună, toate cele rele să se spele. După o campanie, zic eu, pe care am dus-o într-un mod cinstit, corect și drept, după o campanie în care am văzut sau i-am văzut pe toți, și pe toate ce au dorit să facă, ceea ce au făcut și asta, uh, am rămas cu un gust amar pentru că o campanie trebuie desfășurată într-un mod uh, cinstit și corect și nu influențând sub nicio formă vrerea electoratului. Eu uh, nu am ales spune nimic uh, gorjenilor decât următorul lucru toți cei care m-au votat și au avut încredere în mine, le mulțumesc și la fel de mult le mulțumesc și celorlalți. Însă, durerea mea este aceea de a rezolva cât de repede posibil toate aceste inadvertențe, pentru că, vedeți dumneavoastră, a votat și a te bate cu cărămida în piept, domnule, am luat 37%. Da, ai luat 37% din 30%. Asta însemnează undeva la 10-11%. Să conduci România cu 10-11% este destul de grav și de strigător la cer. Oricum, populația României trebuie să înțeleagă că nu se poate merge în acest mod, adică, domnule, nu, mai, nu mă, mă prezint la vot, că nu mai am pe cine vota și asta. Trebuie să se cearnă aceste site, să se facă o linie democrată așa cum trebuie, pentru că altfel riscăm să rămânem cum de altfel suntem la ora actuală la coada Europei. Spuneți-mi dacă veți mai intra în astfel de competiții. Dacă partidul meu va cere, am să o fac de fiecare dată. Eu la acest partid de nu am stat cu mâna întinsă, cum stau alții oameni politici, mie ce-mi pică, eu aici am venit pentru că aveam de apărat o emblemă, adică în numele părintelui meu care s-a jerfit pentru acest partid, nu aveam dreptul și nu am dreptul să negociez absolut nimic. Adică toată viața mea în acest partid voi rămâne și nu voi negocia principii indiferent de ce natură și oferte vor fi. Deci să nu vă mai întreb dacă vă bate gândul să plecați din, din acest partid, pe care poate nici dumneavoastră nu vi-l doriți să fie așa cum este acum. Vi l-ați dorit tot timpul să fie eu, în frunte, cum a fost cu mulți ani în urmă? Eu am marele merit de a refonda PNCCD-ul în Gorj, în 10 ianuarie 1990, când alții... Se ascundeau după tufișuri. Eu, revenind din capitală, unde am participat la Revoluție, fără a cere, și de acea dată, nimic cuiva, evident că am rămas fiu credincios al acestui partid și nu uh, prin vorbe, ci prin fapte. Uh, am fost în primele perioade, am uh, fost secretarul Comisiei Economice pe Județ în Consiliul Județean. Vreau să vă spun că la ora respectivă un leu nu a plecat fără știrea mea sau să plece aiurea. Lucru care nu se mai întâmplă la această dată, tot felul de mânării, tot felul de lucruri care pot să pună o pată neagră asupra acestui județ, care de 25 de ani votează aceleași persoane. Am o curiozitate: la orice partid se fac adeziuni. Vin oameni, pleacă oameni, normal că așa se strâng rândurile unui partid prin aceste adeziuni. Spuneți-mi, în cazul partidului dumneavoastră, vin oameni care au acest principiu pe care și dumneavoastră, ca membri și ca membru fondator, îl aveți, sau deja fiecare bagă în partid pe mama, pe tata, pe sora, pe fratele? Vreau să vă spun că deși noi am pierdut aceste alegeri, uh, sunt foarte multe persoane care au venit să se scrie în partid, tocmai din dorința de a întări partidul și de a nu mai da posibilitate tuturor acelora care uh, joacă la ruletă destinele acestui județ și destinele acestui popor. Pentru că uh, oamenii de bună credință sunt convins că au votat și au votat cu sufletul. Uh, voturile acelea care apar pentru unii sau alții sunt activiștii lor de partid care au avut diverse funcții de miniștri, de consilieri, prefect, subprefect și așa mai departe și acești oameni au votat. Restul populației care are un interes major și pentru asta îi rog ca de acum încolo să prezinte la vot în masiv pentru a nu mai da posibilitatea ca viața lor să fie jucată la ruletă de unii sau alții. Este un punct de vedere, este punctul dumneavoastră de vedere în acest sens. Pe de altă parte, trec de la politică, așa încerc să fac și o slalom, la Comisia de Dialog Social, unde dumneavoastră sunteți membru. Și aș vrea să vă întreb, având în vedere că suntem la jumătatea anului, cum s-au prezentat problemele și ce soluții au primit? Dacă cele mai multe au fost favorabile, că normal că acolo se discută a județului. Vreau să vă spun că și aici, în Comisia de Dialog Social și faptele o pot confirma, nu că mă laud, dar am fost persoana cea mai activă și cea care a propus lucruri viabile, că a fost luate în considerație sau nu, timpul va Decide. rămâne să le decidă. Dar un lucru îmbucurător pentru mine Uh, am propus uh, formarea tinerilor fermieri pentru că România nu poate fi scoasă din marasmul în care se află decât de către. Uh, agricultură, agricultură. așa e. Tinerii fermieri și formarea lor pentru obținerea de fonduri, pentru a-și încropi anumite afaceri în domeniul agriculturii, și asta uh, a fost uh, o prioritate pentru partidul nostru cât și uh, în atitudinea pe care am luat-o în uh, grupul de dialog social. Pe această cale țin să mulțumesc uh, directorului uh, Chiriag Romeo uh, de la JOFM, un om deosebit, un om uh, cu mare putere de muncă și de înțelegere, care a preluat din mers acest lucru, s-au pregătit o serie de tineri fermieri care în uh, decursul timpului uh, vor uh, fi ceci euh, cachait Verigile de bază ale agriculturii în, în județul Gorj. Este foarte adevărat ce spune și mie dacă la un moment dat mi s-a părut așa o discriminare, având în vedere că fondurile preponderent vin pentru tineri sau pentru oameni și unde este limitată vârsta, mai apoi mi-am dat seama că până la urmă este un lucru benefic, pentru că normal că un tânăr este mai în putere și, și poate accesa fonduri și duce un proiect de acesta pe un termen mai lung de timp. Iată că și la nivelul județului ne putem mândri cu asta și o spun în cunoștință de cauză, având în vedere că merg în mediul rural poate săptămânal sau la două săptămâni odată și mergem acolo unde tinerii și nu numai ei întocmesc proiecte. Vreau să vă spun că cu durere în suflet că tot ceea ce s-a întâmplat până acum. De exemplu, am înțeles că a fost luat vicepreședintele Lapia. A Oamenii nu, acestea, preș o, o, pre chiar pre pre directorul, general. directorul da, da, general. Deci, lucrurile acestea trebuie să dea de gândit tuturor celora care numesc asemenea persoane în funcții. Ei, aceasta este camarila politică care stă cu fundul pe butoiul cu pulbera de aur și nu o împrăștie către cei care ar putea să facă ceva. Domnul Catrinu, și, dar cred că fiecare guvernare a avut astfel de uh, oameni. Până la urmă e bine că, iată, sunt luați de, de acolo deci, și puși, poate uh, vreau, alții mai... Vreau, vreau să vă spun că este dureros când se întâmplă acest lucru. Păi, domnule, banii ăia vin pentru cine? Pentru oameni ca să poată să dea locuri de muncă, să creeze acele posibilități prin care să se schimbe viața. Și mai e ceva care e la fel de dureros și lucrul acesta l-am ridicat și vreau să-l ridic încă o dată în fața oamenilor. E vorba de ANRE-ul acesta în care mari directori din și șefi ai ANRE-ului Uh, cei care au pus pur și simplu genunchiul pe grumazul românilor. De ce spun acest lucru? Pentru faptul că uh, dacă, de exemplu, un amărât de la țară care uh, a uitat să-și plătească factura, uh, ce se întâmplă cu el? Îl decuplează de la curent și în loc de 5 lei cât avea, să zicem așa, va da 5 milioane lei vechi pentru acest lucru. Ei, acum ies la iveală de unde acești mari potentați ai energiei electrice își trăgeau seva. De la amărâți iau nenorocit, îi nenorocesc în continuare, nu plătesc curent, nu fac nimic decât altceva, decât să-și bată joc de, de, de toți români. Bine, asta trebuia și la nivel național să se specifice, pentru că la fiecare dintre noi, atunci când mergem să facem un contract la ei, ne dă da. un act și semnăm clauzele care oricum, dacă nu ești de acord cu ele, ce poți face? Deci eu mă mut astăzi într-o casă nouă, nu semnez acolo, înseamnă că nu vine să mă cupleze. Deci asta, la nivel înalt, ar trebui cum zice și noastră, să se puncteze și să se ia în calcul în favoarea românului până la urmă, că, slavă Domnului, și noi producem energie și avem de unde. Revenind la fermieri ei ne-au semnalat uh, o mare problemă uh, vorbind de aceștia care accesează fonduri europene pentru antogmii proiecte ne spuneau că birocrația este foarte mare având în vedere uh, maculatura să spun așa în ghilimele care trebuie să o depună Aici uh, Dumneavoastră, ca o voce în această comisie de dialog social, puteți interveni pentru a rezolva problema oamenilor de la țară? Că poate de-aia vă și invităm noi media. Așa, așa cum am intervenit în problema uh, turismului în județul Gorj și am avut o discuție foarte aprinsă cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean în care să încerca o explicație, că vezi, doamna, că nu e turist, datorită faptului că agenții turiști de turism din județul Gorj nu-și fac datoria, că n-au făcut trasee și astea. Deci, când mingea este în terenul tău, tu, Consiliul Județean, trebuie să rezolvi aceste probleme. Ce ține de agenții respectiv e cu totul altceva. Iar în ceea ce privește acest lucru, vreau să uh, le spun tuturor uh, tinerilor, pentru că uh, eu uh, am și sprijinit foarte multe proiecte care au devenit o parte dintre ele viabile, i-am uh, ajutat, uh, din punct de vedere al uh, modului de întocmire a acestor proiecte. Că îi voi sprijini și voi face tot ceea ce trebuie și chiar îi rog să îmi sesizeze aceste lucruri pentru ca să le putem discuta într-un mod constructiv și să le tăiem acele punți de legătură a liniilor mafiotice care încearcă să dea aceste fonduri sau să le orienteze numai către cei care ei potentaților. Da, apropo, de ce ziceți că turismul e undeva jos în gorj, la o zonă atât de frumoasă, un județ extraordinar, care are de toate? Mă doare în suflet să spun lucrul acesta. Uh, am avut o discuție destul de aprinsă. Uh, faptul că le-am spus că nimeni din Gorj n-ar trebui să aibă o clipă de somn din conducerea județului și uzitând de faptul că avem primul ministru care e dat de Gorj, da, să aducă o semintele lui Brâncuș în țară. Uh, cineva mi-a replicat, domnule, păi dacă aducem aici ăla să mă o odată. Nu e adevărat să reușim noi să l aducem în țară. Deci lucrurile acestea se întâmplat chiar în grupul de dialog social. Să l aducem în țară și le-am mai sugerat ceva. Domnule, aveți toată puterea în mână. Stimați domn, n-ar trebui să existe o ambasadă sau secretariatele ambasadelor din toată lumea aceasta care să nu aibă acele reviste de public relation privind pe Brâncuș. Pentru că Brâncuș este întemeietorul sculpturii moderne și... Brand de țară brand noi, de țară și numai iată, atât. politica externă Vreau face să vă altceva. spun că în Statele Unite uh, exponatele lui Brâncuș sunt privite de la 100 de metri. Nimeni nu le atinge. Pe când la noi le avem mulți dintre ei de toate lucrurile acestea s-au folosit în toate campaniile electorale. Când se apropie o campanie electorală mai importantă, hai să dăm coloana jos. Când se apropie mai nu știu ce europarlamentară sau așa, hai să refacem poarta sărutului. Nu se poate acest lucru. Folosim fondurile în alte scopuri. Și să mai și dansăm pe masa tăcerii că am văzut din, atâtea din păcate, poze din, cu tineri, din, da. Din, din păcate se întâmplă acest lucru, Uh, sunt și tineri care... Nu care poate nici plânt. nu știu că n-au voie nu, până la urmă. Uh, 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 și le-a mai spus ceva. A spus, domnilor, la fiecare intrare din județ să fie direcționate în toate limbile de circulație internațională cu plăcuțe în toate aceste limbi către operele lui Brâncuș. Pentru că în felul acesta toți străinii care vizitează țara își vor rupe măcar un minut din, din drumul lor pentru a vedea aceste opere. Și se îndrăgostesc ca prin Charles, nu? Da. Nu că aproape că nu mai pleacă din a, România a, e? Aș, vrea, aș vrea să vă spun o întâmplare fericită. Cu mult timp în urmă am avut... Uh, uh, deci se întâmpla în 1995, a fost atunci Bob Hey șeful Camerei Lorzilor și șefa de cabinet al lui Margaret Teacher, uh, o, tân o domnișoară de la o vârstă destul de înaintată, dar care, uh, participând la un curs de uh, director de campanie electorală, acest, uh, acel curs era susținut de către Partidul Conservator Englez, uh, am dus-o să vadă uh, Casa Brâncuș. Eu aveam toate informațiile necesare și știam de faptul că această distinsă domnișoară era vecină sau gard în gard cu fosta prințesă a Sufletului lui Brâncuș, care uh, venea din Anglia uh, și cel care explica, profesorul ghidu. Ghidu, ghidu de la i a fost atenționat și în momentul în care. A ajuns la acea scenă cu uh, sinfonia mustului în de pământ, am venit cu opt ulcele de pământ cu must în ele, a rămas stupefiată și curgeau lacrimile din ochi spunând, ce păcat de voi, sunteți un popor extraordinar, dar nu știți să vă vindeți marfa. Așa, este, dacă stăm să ne gândim că cea mai bună mâncare este, da, în strachină, în niciun caz, într-un alt porțelan sau, da, cum spune Dana, nu ala de pământ se fierbe și cea mai bună ciorbă și cele mai bune sarmale, pita din țăst, nu, da, nu face concurență sau face concurență la celelalte. Iată că n-ați mai adus pe un drum să zic așa, cu gropi, acest turism în Gorj, pe care eu cel puțin credeam că deja a luat amploarea, având în vedere că, uite, la Rânca, nins până mai acum două săptămâni și turiștii când văd, vor și ceva mai extravagant. Dar, iată că ceva îi ține nu numai pe români, ci și pe cei din, de dincolo de granițele țării să vină aici. Vreau să vă spun că nu există țară în lumea asta care să poată oferi din punct de vedere al turismului, atâtea uh, lucruri extraordinare care se pot uh, vizita. Uh, a arătat mai devreme una din cascadele, cele mai frumoase cascade din lume, în care românii nici nu știau. Și La România. Vorbiți de cea de la Bozovici da. sau care Bigaro, da. Da. Uh, da? Deci, vă dați seama, uh, noi, de asta spun că nu știm să ne vindem marfa. Pentru că uh, un turism uh, bine organizat poate să aducă într-un mod uh, deosebit acest uh, un, uh, un aflux de turiști străini foarte mare. Dădeam uh, exemplu într-o altă conferință de presă și spuneam următorul lucru. Dacă nemții, austriecii sau alți uh, oameni din țările europene abia apucă să vină uh, uh, weekendul să fugă la terenurile, micile bucăți de teren să ducă să le lucreze, la noi Rămân deja ne sunt bălările, arate bălări, da. bălările cât casa și asta. De ce? Pentru că nu s-a făcut ceea ce trebuia. Și aici vreau să, să spun că în perioada 96-2000 eu am bătut drumul la cei doi prim-ministri ai noștri, în special la Radu Vasile, pe care l-am rugat, l-am rugat să nu mai cumpere tăcerea minerilor, să-i ducă, adică să le dea bani și să îi trimită în șomaj. Nu! Le-am spus, luați-i, duceți -i în Bărăgan, le face scase, le dați tractoare, le dați semănători, le da semințe selecționate, specialiști să facă aducțiunile de apă și să facă o agricultură ecologică. Păi ar fi fost de acord doar? Nu, nu s-a găsit acele punți prin care să facă acest lucru și numai atât. Le-am spus partea cealaltă de, de, oameni, nu trebuie să vină alții să ne facă nouă autostrăzile. În România, noi am făcut aceste lucruri. Și s-a pierdut... Chiar așa că românul nu are da, de lucru, dar da, putea avea, făcând această S-a pierdut datorită neștiinței, datorită unor oameni de rea credință. Vreau să vă dau un exemplu. Acel columbenit, al lui Irinel Columbeanu... Haide să nu dau nume. Da, așa, da. nu mai dau nume. Deci, un produs care putea să... Da, Dar a fost brevetat, da. nu avem ce să nu, spunem. Nu, da, nu? bineînțeles, uh, nu. Dar uh, de ce s-a pierdut enorm? Pentru că în componență intra câlți și dădea cel mai puternic beton din lume, făcând autostrăzi cu asta și era și autostrăzi. Dar dumneavoastră le ziceți de bine da, că da, pe, pe bine înțeles, trebuia luat acest produs. Trebuia aveți ceva împotrivă. Nu, nu, nu. Trebuia, trebuia, acest produs să rămână promovat, pe viață, până la urmă, promovat încercat, și să da. dea drumul la aceste autostrăzi făcute de români, domnule, de români pentru români. Să le demonstrăm și altora că cu bunurile noastre putem să facem lucruri extraordinare. Nu s-a dorit. Nu s-a dorit pentru că, vedeți, la noi s-a împământenit acel parandărăt care se pare și s-a demonstrat, de exemplu, la uh, Consiliul, uh, președintele Consiliului Județean cluj Oranu a ajuns între 10 și 15. Se pare că pe la Gorj o fi ajuns undeva la 30, nu mai vine nici dracu să le bage în seamă. Nu se poate. Adică, domnule, nu zice nimeni că une muncești nu trebuie să trăiești dar trăiește într-un mod demn și cu fruntea sus, indiferent cine vine la tine ca individ, ca om, să, po să po poată să scoată pălăria și să zici că, domnule, jos pălăria, v-ați făcut datoria. Da, și din turism. Eu zic că foarte mult s-ar câștiga aici. Că așa cum vorbeați de Bigar, cum sunt Cheile Nerei, da. acolo la Reșița, în Caraș, cum avem și noi de la Cheile Oltețului și Cheile Sohodolului până la urmă, Bistrița. Păi da. vreau să vă spun că uh, filmările care s-au făcut pe Cheile Sohodolului și asta... Să avem filme românești acolo, Sunt filme da. românești și asta. Domne, Classic, da. nu se poate, nu se poate să nu te miște lucrul acesta. Păi duceți-vă pe... Duceți -vă pe... Au fost, tocmai, de e, asta și zic, uh... e, e de râsul curcilor. Pe timpul lui Ceaușescu, iertați-mă, acolo era ca bă, e, sâmbăta și duminică era nenorocirea. Acum săracii să duc oamenii. Dar ce se să mai fac? Unde nu mai prea unde, decât să pun o nu păturică, pun acolo o păturică pe și asta și. Pietre. Uh... Este lăsată în paragină că eu acolo, am și pozat acea de, 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 de acolo sunt zone. Pe Șușița verde, pe de, Sohodol, pe asta. Eu ce spun? Gorjul chiar are a, potențial. Ar trebui să aibă telecabine care să treacă munții dintr-o parte într-alta. Oh, dar cine, da, cine vine să o facă? Așa, pe, ar putea să vină, dar vedeți dumneavoastră. Și la straja, uh, și la pretenții, Pretențiile celor care sunt puși la pupitru, nu pot fi onorate. pentru Nu concordă că cu ale nu cetățeanului. Concordă, nu numai cu ale cetățeanului, nu concordă nici cu al investitorilor care ar veni să facă. Dar nu pot să, să spun domnule. că fiecare face ce poate acolo și la câți bani are pentru județ? Că poate și dumneavoastră, dacă ați fi mâine un președinte de Consiliu Ștețean sau un primar, da. sau poate la fel ar fi, nu știu. Nu, eu vreau să vă spun, fă ceva pentru oameni dar fă cu adevărat și oamenii îți vor fi recunoscători pentru că uh, nu contează să vopsești în afară e vopsit gardul înăuntru e leopardul, așa se întâmplă la noi, păi la noi s-a dărâmat toate întreprinderile care puteau uh, și le-am explicat zi, cred noi... că ați avut cea mai frumoasă fabrică de sticlă da, am văzut da, niște produse da. demențiale uh, s-a dus ca prin Minune. Deci era, se făcea exporturi direct cu Germania. Da? Pahare lucrate în fir de aur și toate lucrurile Tot acestea. Tot de obiecte de decor acum, interior am nu văzut. nu mai este nimic. De ce? Pentru că s-a dorit această dărâmare. Cum nu este C nimic? Era rata șomajului mare. Păi era rata șomajului mare. Într-un și în care, vreau să vă spun și aici, iar cu, cu mare durere sufletească, s-au pierdut miliarde și miliarde de euro care ar fi venit pe infrastructura privind ce? Ecologizările de zone pe unde s-au făcut exploatațiile miniere la întreprinderile termocentrale. Păi știți cum termocentral... pierdut, se spune că nu, nu s-au întocmit bine proiectele. A, nu, nu, nu. Nu, N a venit para, nu putea fi luat parandărătul și din cauza aceasta băieți au zis, bă, dacă nu putem să luăm, la ce dracu să le facem? Nu merge. Deci asta este Deci e grele în România a fi este, a se conduce o țară, un oraș Este în groaznic județ. în România și cred că până la urmă toți factorii ăștia decidenți va trebui să înțeleagă că aceste încălcări continue și, și periodice a legii duce la acolo unde Dumnezeu, vine și găsește întotdeauna DNA-ul ăsta, îi găsește bolnav pe toți. Nu știu, probabil. Da, dar din când în când, vedeți că mai ia câte unul. Mai ia câte unul, asta este. Da, ne mai. Eu. Da. Ne, ne, mai spălăm ochii așa prin ziare, să spun. Iată, dumneavoastră, cum ne prezentați așa situația și ca om politic până la urmă și ca președinte de partid, nu, nu ne dați niciun viitor, roz. Adică nu ne spuneți că lucrurile se îndreaptă în România. Din potrivă, parcă nimeni nu mai știe ce cale să apuce ca să le fie bine la români, să, nu știu, să fie măcar un loc de muncă într-o casă, că s-a ajuns să nu mai fie nici lucrul acesta, să fie șomer sau să n-aibă cu ce să-și trimită copiii la școală sau să-și piardă casele Că nu mai au cu ce să-și să plătească creditele. Haideți să vă spun. Noi am avut o fabrică de tractoare renumită în Care nu mai este, da? Care nu mai este, da? Eu i-am rugat pe cei de aici din Gorj. Și am spus, Bă, băieți, dacă tot s-a dus fabrica aia, noi avem mașinile Unelte și grimex au fost vârful de lance ale in, uh, industriei românești, da? De ce? În loc să le dărâmați. Și să le puneți pe și să faceți în felul următor, prin metoda Camban, să le retehnologizați și să treceți la acele producții care vizau, să zicem, mașinile, unelte și astea, să treceți la a produce mașini și utilaje agricole, să dotezi micile gospodării cu acestea, chiar pe produse. Da? Și în felul acesta se creau și locuri de muncă oamenii de la țară, micii fermieri, aveau posibilitatea să prindă aceste utilaje la un preț destul de mic și în felul acesta România, în România, dacă s-ar dezvolta agricultura așa cum trebuie, vă asigur că România nu ține 22 de milioane, poate 50-60 de milioane de Păi locuitori. cum era pe vremuri, cum se exporta, nu? Pe vremuri, în 38, eram grânarul Europei acum, iertați-mă că o spun cu durere în suflet, suntem râsul lumii. Nu se poate de... Am s-au vândut 3 milioane de hectare străinilor în țara asta. Și se mai vinde că acum legea. Că amărâtul care n-are bani și ăsta, îl dă, unii dintre ei nu știu pe cât îl dau. Pentru că oamenii respectivi, ajuns la vârsta senectuții și ăsta, evident că nu să mai gândesc la nimic. Domnule, am căsuța asta, având pământul ăsta și mai trăiesc și eu în 5-6 ani. Apropo, la dumneavoastră la țară se mai uh, ară cu bou, cu calul, că am văzut uh, acum, în mileniul ăsta pe care din îl trăim, că din păcate, da. ne întoarcem undeva. Pentru că, acolo. vedeți, de asta mă doare pe mine. Acești oameni n-au înțeles că țăranul, dacă nu-l... Dacă fă țăranul bogat, ca să fie țara bogată. Să nu ne sperie faptul că țăranul devine bogat, pentru că dacă în România... Și nu devine atât de bogat cât să plece da, de la țară, da. să ocupe un loc uh, cuiva la, la oraș. Iar țăranul întotdeauna nu și-a tră, trădat glia. De ce? ce spun, da, pentru că de acolo. pământul acela pe care îl moștenesc mulți dintre oameni, le-au primit în baza de la moșii și strămoșii lor care s-au jerfit pe câmpul de luptă. Pământul ăla este udat cu sângele celor care s-au jerfit pentru patria asta. Și Dumnezeu îi va abate până în pânzele albe pe toți cei care încearcă. Blestemul pământului este mai greu decât blestemul aurului. Și din păcate, că, vă rog să mă credeți, vin foarte mulți oameni la mine, și vin foarte târziu pentru că nu mai pot să-i sprijin sau să-i ajut să le spun băi frate, uite ce trebuie să faceți. Li se ia și ultima bucățică de pământ de oricine altcineva și nu de cei care sunt proprietarii de fapt și de drept. Dar oare nu este și orgoliul ăsta la România. Adică nu-ți vând ție vecin, că uite, tu ești lângă mine și vrei ipotecuța asta. Nu, decât să-ți o dau ție mai bine, eu dau unui străin. Despre asta, cum vorbim despre mentalitatea A, la români vreau, și răutatea? Vreau care... să vă spun că era, era în, în legislație dreptul de preempțiune. Adică eu, dacă eram vecin cu cineva și vreau să vând pământul, Primul care îl întrebam era, vecin. era vecinul. E acum s-a scos din legislație acest lucru, dăm posibilitatea unei grave erori care s-a făcut în justiție, pentru că le dă posibilitatea la ceea ce spuse dumneavoastră, să vândă oricui, nu mai și, nu, român, și nu vecinul sau... asta. Pentru că tot cu bani, îl dă și la vecin dar tot cu bani îl dă și la străini. Ei, alegeți și dă vecinului pentru că oricât ar fi el de rigid sau de absent sau de rău, tot poate să-ți dea măcar o cană cu apă, dacă nu mai mult. Da, mă gândeam acum la moromete, știți? Am <laughs> adus gândul. Uh, haideți să vorbim puțin și despre sport, că aminteam eu la începutul emisiunii că poate cu asta trebuia să începem cu Victoria, care ne-a adus așa un zâmbet și o satisfacție la toți românii și uh, ne vedem și noi prin copilul ăsta, prin fata asta, prin adolescenta Simona, parcă ne vedem undeva afară mai bine poziționat și nu numai că ne vedem, chiar suntem de data asta. Vreau să vă spun că aproape în orice perioadă uh, marii sportivi ai României au făcut cinste. Această fată a demonstrat prin tenacitatea ei, într-o muncă extraordinară, uh, excesivă chiar, uh, a adus uh, și aduce România în centrul atenției uh, Lumii. întregii lumi. Aș vrea ca măcar de această dată cei care sunt puși la pupitru să nu se mai folosească uh, în diverse emisiuni televizate de numele de realizările acestei minunate regine a tenisului uh, românesc și mondial. Cred eu că în curând uh, cred că va uh, ajunge pe primul loc în uh, Uh, și eu am așa un... Și, uh, să eu, eu îi doresc succes că... din tot uh, sufletul. Eu sunt un... Um, uh, un om uh, cu sufletul uh, cât puricile atunci când joacă. Indiferent da, emoțiile ce, sunt ce românesc, pe toți, da. Iar cu atât mai mult față de această distință și frumoasă, domnișoară care ne-a reprezentat și reprezintă cu cinste culorile. Acolo trebuie să fie... Drapelul României, cât toată tribuna, ca să vadă tot, toată lumea că România renaște, România are reînvie, România poate fi pe drumul cel bun atâta timp cât oamenii politici vor înțelege că să lăsăm pe fiecare să facă ceea ce știe mai bine, exact. fără intervenție, fără a. a Cople și oamenii cu diverse alte situații, fără a le pune pedici sau îngrădi uh, munca lor. Adică... Așa cred și eu, că dacă ai veleități, lasă-l pe om Sigur să facă da. ceea ce știe, ceea ce poate și unde dă cel mai bun randament, randament maxim. Da. Uh, am adus în discuție și sportul pentru că, iată, performanța până la urmă uh, nu este plătită decât uh, de pe umerii părinților. Și acest copil a făcut performanță datorită familiei, se știe. Și chiar în emisiunile televizate naționale ați văzut că uh, liderii de la minister până la urmă și-au asumat uh, acest eșec ca lipsei banilor pentru sport, dar uh, nu încălzește pe nimeni. Vreau să vă spun ceva. Sportul uh, te promovează, uh, cel puțin în uh, spațiu internațional, extraordinar de bine și uh, incubă acel respect pe care, uh, gândiți-vă, Nadia Comăneci, și acum este mesagerul de bază a României în toate forurile internaționale. Ei, același lucru va fi și cu această uh, tânără domnișoară, da, care, uh, uh, care uh, va întoarce ochii... Vă dați seama câte televiziuni și câtă lume va fi la, uh, cu ochii ațintiți asupra televizorului sau la acest meci. Ei, nimic nu trebuie făcut... Mai repede sau mai bine decât acele și am spus, investiți în, în, primul, în primul rând în copii, copiii de valoare și asta, după aceea în sport și dați le acestor oameni posibilitatea ca ei să. Pe, ce să vă spun? Să investească din aia 67% bani negri care circulă. Deci s-a ajuns la 67% furturi. Din tot ceea ce se produce în această țară, este economia subterană, deci făcute de către, și verificate de către, for, de către forurile internaționale. De 67% este economia subterană. Păi mai 60... Reduceți-o voi la 10% nebunilor și dați tuturor din suma aceasta. Să facă performanță în industrie, în economie, în știință. știința sănătate, că dacă avem iarăși un popor bolnav, ce mai facem? Păi, poporul ăsta este bolnav. Vă rog să mă credeți. Mă copleșesc oamenii pe stradă văzându-i cât de abătut sunt, cât de întristați unii dintre ei, prieteni de-ai mei sau asta. De multe ori mă întreabă și pe mine, măi, ai trecut pe lângă mine, n-ai vrut să mă vezi? Nu, zic, am, am și eu probleme mele, și astea. Da. Așa au fiecare. Gândiți-vă câți oameni au ajuns să se îmbolnăvească psihic, câți oameni s-au omorât. Sunt da. Câți oameni s-au sinucis pentru că n-au mai avut de niciunele, câți copii se droghează, câți copii devin alcoolici, pentru că nu au uh, ocupație și uh, lucrul acesta denotă că deja sunt, societatea noastră este grav bolnavă și trebuie făcut toate eforturile pentru însănătoșirea situației din țară. Pe de altă parte, n-am vorbit deloc despre faptul că dumneavoastră sunteți președinte pe Oltenia la UNPR-ul asta și cum mai stăm și aici la tot ce înseamnă societăți comerciale care se află în lichidare, care nu mai reușesc să, să se poziționeze acolo unde și-au dorit când... Vreau să vă spun și am repetat-o și da, să spun că e Unilea da. Națională a Patronatelor da. din România. Vreau să vă spun că acest lucru este foarte grav. În ultimii doi ani au intrat în lichidare aproape 150.000 de firme. Gândiți-vă, numai la 7-8 persoane, fiecare care le plăteau un anumit salariu, sunt Se peste un milion. Cu 2 sau 3, da? da nu cu șapte, o persoane, înmulțit cu 150.000, sunt peste 1.200.000 de, de locuri de muncă. Deci, nu au fost societăți care aveau sute de și, luată o medie, s-a ajungea la 5, deci, 6, 5, 6, 6 7 persoane media. Gândiți-vă și dumneavoastră că dacă li s-ar fi creat anumite facilități, nu numai că nu se creează facilități privind acești... Uh, și statul mici... câștiga, clar. Da, bineînțeles. Păi stați puțin, îi trimite în șomaj și trebuie și să le plătească da. șomajul. Ce a făcut statul? Și a făcut statul un calcul, să vadă, mă, care situație este mai eficientă, să dau posibilitatea acestor firme să meargă în continuare sau să le desfințez. Le-am dat o soluție și le-am spus și am rugat, băi fraților, interveniți voi pentru că aveți Frânghile puterii în mână, da? Interveniți ca acel uh, pas de, de intrarea în insolvență de 45.000, să fie Fragu. cumva pragul Fraga, da, da. să fie de 200.000 și să creezi niște facilități acestor mici producători și mici întreprinzători, de așa manieră încât să nu îi mai duci în pragul falimentului. Creindu-le oportunități, creindu-le uh, acele locuri în care să poată să, să uh, își amplaseze o fabrică, să... pe toate domeniile, și la agricultură, și în uh, industrie. Pentru că în felul acesta am fi reușit să mergem mai departe, nu să mulțim numărul. Dar ce se întâmplă? Plecând de la uh, uh, taxa pe stâlp, da? și ajungând s-au ajuns la vreo 37 de noi impozite și taxe, păi i-a nenorocit pe oamenii aceștia și nimeni și nimic nu mai poate să uh, dea înapoi cu... Se plângeau și apicultorii, da. spuneau că de la Dimitrie Cantemir încoace, nimeni nu le-a mai pus o taxă pe stup vorba aia și ei au și an grei, ani în care na, nu... Uh, nu... Api apicultorii uh, sunt o parte din ei, uh, niște oameni deosebiți care sau au jerfit pe altarul al apiculturii. Păi să știți, știți cum zic da, ei că da. dacă nu mai e albina, nu mai existăm nici noi, clar. Sigur că da. Nu se mai face polenizare, murim. Și vreau, vreau să vă spun că se fac cele mai multe medicamente și astea la ora actuală, se fac din și, și din extractele da. de la uh, albină. harnica albină. Ei, păi, dacă iar acestor oameni. Oamen păi stați să vă spun ce s-a întâmplat. Că de a, păi de aia vă chemăm, a, să vă a, spuneți. Aci e durerea foarte mare. Păi dacă s-ar face o medie la toți banii care au fost luați prin apia, vis-a-vis -vis de apicultură, am avea cel puțin fiecare dintre noi. Adică și un stup acasă. Da, oricum, da. Ce un stup? Fiecare dintre noi ar o avea 10, 15, sute, deci uh, câteva, să zic, peste 150 de milioane de, de stupi. Atât s-au dat, s-au luat bani de la fonduri, uh, au cumpărat, au au, cumpărat, au făcut acele uh, proiecte. proiecte, da? Au luat niște stup, când au venit să verifice, așa. Uh, cutiile erau goale, da, dar bine -o pate, da, au băgat albine dintr-o parte, într-alta... Păi nu se poate acest lucru. Și eu știu destule exemple. Presă, este da. rușinos să arunci cu noroi în munca celor care, în loc să dai bani acestor oameni, care au baza materială, care au știința de a face lucrul acesta, dai oricărui uh, neavenit, dar care face parte din favorizantul sau cel favorizat de către forța conducătoare. Da, dar vedeți acum se aude de cătușe, deci cineva a plătit pentru toate astea, dar ce păi, de asta. Păi, vă dați seama. care ar fi vrut să facă Nu, numai că sau au de zumze de cătușe, dar banii aia au fost cheltuiți. Da? Banii aia au fost băgați în buzunar de către cineva, para s-a luat și toate lucrurile acestea. Păi, Ăștia de la comunitatea europeană, dumneavoastră credeți că sunt fraieri? Spunea cineva, domnule, a, a luat bani pentru solar. Stai și să astea. mă țin la dumneavoastră să nu dați nume, vă rog frumos. Nu, 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 nu dau niciun nume și ăsta. Zice, voi face un solar mare, dar nu pun nimic în el, da? Să-l vadă, ăștia din uh, elicopter, sau că uh, se pare că atunci când asta te înregistrează da, și prin metodele și acum... GPS și asta exact. știu exact, dar ved, și văd Și când ai pus ce... acolo o fânețe da, și ai pus da. altceva, văd, se știi, așa vă, e. Văd ce? Văd ăsta foarte mare, a, a dar că... mișto la solaric, da, văd ciolofanul da, Văd ciolofanul și atât. Da, este, este trist că, iată, noi începem să facem și haz de necaz de lucrurile care ne dor, dar nu trebuie să, trebuie să, dezvățăm pe acești indivizi care practică asemenea metode că nu mai ține, că lumea s-a deșteptat, că nu putem fi, că unii dintre ei pot fi hoți în continuare, în detrimentul celorlalți oameni care, de bună credință, ei nu pot să ajungă la aceste fonduri și le-ar folosi poate judicios și cu bună știință, pentru că nu au în spatele lor niște oameni care să cu care să conlucreze și să le dea acest sprijin. Pe Domnule, creează aceste oportunități și pentru vlădica, dar și pentru opincă, pentru că poporul acesta a dovedit de fiecare dată că cei mai buni sau unii dintre cei mai buni copii, între ale științei proveneau din zonele rurale, pentru că erau necăjiți, mulți dintre ei învățau la lumânare. Da, chiar și au. Ministri și ministrea Agriculturii și 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 și, din, și șești, da. da. Din, din păcate le stingem lumânarea acestor copii pentru că nu mai pot să urmează cursuri, nu mai pot să, pentru că nu au forța materială necesară și trebuie redat statutul țăranului așa cum era odată, pentru că gândiți-vă, cel care a pornit acea roată a vieții privind de, uh, unirea, a fost, să zicem, moșul Moșu Ion păi, da. Ei, acest lucru, deci prin unirea tuturor forțelor, de la oraș, de la sat, cu lucrarea și asta, uh, și uh, în felul acesta, această emulație ar duce la ce? La o însănătoșire totală și a economiei și a agriculturii și a întregii vieții, vieții a oamenilor din județ și din țară. Iată, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Ne-ați promis că ne veți duce și vom cutreiera împreună pădurile și veți vedea, stimați telespectatori, de ce și cred că vom fi sentimentul dumneavoastră. Ce veți vedea acolo este de domeniul fantasticului în ghilimele. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri, că rămâneți același om care spune lucrurilor pe nume, indiferent de consecințe și pentru acest lucru eu și colegii mei vă vom mai invita și și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc în continuare vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere.